Bună ziua și bun găsit la știrile Gorj TV. Iată câteva dintre subiectele ediției. Scandal cu bătaie într-un club din Târgu Jiu. Un procuror și un polițist, ambii aflați în afara serviciului, au fost bătuți de un bărbat după o ceartă care a escaladat într-o bătaie generală. La câteva luni de la publicare, declarația de avere a șefului Inspectoratului Școlar Județean Gorj naște controverse. Deși mulți sunt contrariați de imobile, 7 la număr, Ion Ișvan are explicații pentru toate. Sunt moșteniri și donații de la părinții și socrii săi. Pandurii se tem de CFR Cluj după două evoluții contradictorii. Jucătorii lui Edi Iordănescu întâlnesc în această seară de la ora 21 formația CFR Cluj pe stadionul municipal din Drobeta, Turnu Severin. Un polițist și un procuror au fost bătuți la sfârșitul săptămânii trecute într-un club din Târgu Jiu. Cei doi care se aflau la masă cu un alt procuror s-au trezit din senin agresați de un individ care fusese condamnat penal. În ajutorul agresorului au mai venit alți doi tineri, iar în urma încăierării a fost nevoie de intervenția agenților de pază. Scandalul s-a petrecut într-un club din Târgu Jiu, iar încăierarea a avut loc în jurul orei 4 dimineața. Din senin, procurorul Dragoș Catrinoiu, de la parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Jiu, a fost agresat de un individ în vârstă de 21 de ani. În ajutorul procurorului a sărit ofițerul Cristi Constantin din cadrul poliției Rovinari. Amândoi erau la masă cu un alt procuror, tot de la parchetul din Târgu Jiu. Cum a fost? Constantin. Cine a dat primul? De ce v-au agresat? Și-au amintit de vreo anchetă? I-ați anchetat vreodată? Sunt lovit la gând, nu pot vorbi. Ești iar? Am înțeles. Acum din senin așa v-au atacat. Da. Din senin. Bătaia cruntă și-a luat-o polițistul, care a ieșit afară după agresor, cel mai probabil pentru a-i aplica o corecție. Acolo așteptau alți doi indivizi care au tăbărât pe polițiști și l-au jucat în picioare. I-ați provocat? Agresorii au fost imobilizați de agenții de pază de la club, însă unul dintre ei a reușit să fugă. Este vorba despre fratele unui cântăresc de muzică populară, Dumitru Vasilescu, zis Caschetă. A fost găsit după 5 ore de căutări. Cum s-a întâmplat? Ce v-a făcut? Vă pare rău? Da. Chiar că sunt procurori? În timpul audierilor, unui agresor i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță. După câteva ore, agresorul a fost adus din nou în fața procurorilor. Toți cei trei agresori sunt anchetați de procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul Gorj. Doi dintre agresori au primit control judiciar din partea procurorilor de pe lângă Tribunalul Gorj. Este vorba despre Ionuț Mutu, cel căruia i s-a făcut rău în timpul audierilor și a fost nevoie de intervenția medicilor de pe ambulanță, și Victor Vasilescu, fratele cântărețului Dumitru Vasilescu. Celălalt agresor va fi cercetat în libertate. Toți sunt cercetați pentru lovire și alte violențe. Un bărbat a fost găsit mort la poartă. Descoperirea macabră a fost făcută chiar de fiica acestuia, care a alertat poliția. Trupul neînsuflețit al bătrânului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Gorj. Oamenii legii au întocmit dosar penal pentru moarte suspectă. Moarte suspectă la Mătăsari. O femeie în vârstă de 39 de ani a sesizat autoritățile prin apelul 112 cu privire la faptul că l-a găsit pe tatăl său decedat. Bărbatul și-a dat ultima suflare chiar în fața porții casei sale, unde a fost găsit de propria fiică. Polițiștii au întocmit dosar penal pentru moarte suspectă. La data de 14 august anul curent, polițiștii din cadrul secției 3 Poliție Motru au fost sesizați prin apelul 112 de o femeie de 36 de ani din comuna Mătăsari despre faptul că l-a găsit pe tatăl său căzut în fața porții locuinței.
Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, s-a constatat faptul că bărbatul de 59 de ani, care se afla căzut la poarta locuinței sale, era decedat. Cadavrul a fost transportat la SML Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirea cauzei exacte a decesului. Cadavrul bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și stabilirii cauzelor exacte în care s-a produs decesul. Un bărbat în vârstă de 38 de ani și-a pus capăt zilelor după o ceartă aprigă cu soția. Polițiștii din Târgu Cărbunești au fost sesizați de tatăl bărbatului, care l-a găsit pe acesta spânzurat într-o anexă a gospodăriei. Trupul fără viață a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Gorj, însă la prima vedere nu prezenta urme de violență. Tragedie în comuna gorjeană Țânțăreni. Un tată își plânge fiul de 38 de ani după ce l-a găsit pe acesta spânzurat într-o anexă a locuinței. Se pare că bărbatul se certase cu soția sa cu o seară înainte, după care a decis să-și încheie socoteala cu viața. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au întocmit dosar penal pentru moarte suspectă. La data de 17 august anul curent, polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești au fost sesizat prin apelul 112 de un bărbat de 66 de ani din comuna Țânțăreni, cu privire la faptul că l-a găsit pe fiul său de 38 de ani din aceeași localitate spânzurat în curtea locuinței. Din cercetările efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că cel în cauză a fost găsit spânzurat într-o anexă a locuinței, neprezentând urme de violență. Trupul neînsuflețit al bărbatului a fost preluat de Serviciul de Medicină Legală Gorj în vederea efectuării necropsiei și a stabilirii cauzelor exacte care au condus la decesul acestuia. La câteva luni de la publicare, declarația de avere a șefului Inspectoratului Școlar Județean Gorj și naște controverse. Deși mulți sunt contrariați de imobile, 7 la număr, Ion Ișvan are explicații pentru toate. Sunt moșteniri și donații de la părinții și socrii săi. Nu a postat declarația de avere la timp pe site-ul instituției pe care o conduce și s-a ales cu o sancționare de la Agenția Națională de Integritate. Actele de vânzare, cumpărare, cu complexul, cu... Inspectorul general al ISJ Gorj, Ion Ișvan, a ținut primele pagini ale ziarelor de astăzi. Multe voci sunt contrariate de numărul mare de imobile pe care le deține Ișvan. Conform declarației de avere, Ișvan are 10 terenuri, 7 case și apartamente. Toate sunt moșteniri sau donații, potrivit aceluiași document. Referitor la declarația mea de avere, la terenurile și casele care sunt trecute în declarația de avere, sunt primite de la socrii mei și de la părinții mei. Nevasta mea este singură la părinți, iar eu mai am un frate care este medic chirurg în Galați. Părinții au hotărât ca toată averea pe care au să-mi dea mie. Și socru? Și socru, nevasta mea fiind singură la părinți, de asemenea, în perioada, chiar înainte de a ne căsători, a dat nevestei mele toată averea pe care o are. Ișvan a declarat 5 conturi în lei și unul în euro, toate deschise în perioada 2007-2008. Două dintre conturi au fiecare peste 120.000 de lei, iar în cel în valută sunt peste 280.000 de euro. Ișvan are un singur autoturism, o Dacia 1307 achiziționată în anul 1996. În 2007, tatăl meu, prin mine, eu l-am reprezentat, a primit o sumă foarte mare de bani pe niște pământuri de la minerii. E cu o parte din banii respectivi, familia a hotărât să cumpărăm alte terenuri în Târgu Jiu. Și depozitele bancare? Tot așa sunt construite, cum ați văzut, din 2007-2008 și așa mai departe. Bine, ele au fost actualizate. Au fost perioade când au fost mai mici, când au fost mai mari. Ani a verificat și a constatat că Ișvan nu a depus în termen declarațiile privind averea și veniturile realizate în 2014, nici pe cele din anii trecuți. Agenția anunță că a propus sancționarea lui Ișvan conform articolului 29 aliniatul 1 din legea numărul 176/2010. Emoții pentru absolvenții de liceu. Astăzi s-a dat startul sesiunii de toamnă examenului maturității cu evaluarea competențelor de comunicare orală în limba română. În județul Gorj s-au înscris pentru această sesiune peste 1500 de elevi. Au început emoțiile pentru elevii care nu au promovat examenul de bacalaureat în vară. Aceștia mai au o șansă în sesiunea de toamnă care tocmai a început. Astăzi, o parte din cei peste 1500 de elevi care s-au înscris pentru a susține examenul maturității au susținut proba orală la limba română. 17 august 2015 a început prima probă a examenului de bacalaureat 2015-10, sesiunea august. S-au prezentat cei 154 de candidați înscriși pentru proba de evaluare a competenței
științelor lingvistice. Menționăm că pentru această sesiune numărul candidaților înscriși este de 1530, 1186 sunt absolvenți ai promoției curente și 344 sunt absolvenți din promoțiile anterioare. Examenul de bacalaureat continuă cu probele orale de limba română, limba străină și proba digitală, iar pe 24 august vor începe probele scrise. Sesiunea din toamnă se va încheia pe data de 28 august, rezultatele finale fiind afișate pe 3 septembrie. Gorjenii încă lucrează la negru, ce spun rezultatele ultimelor controle efectuate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Gorj. Aflăm de la invitatul meu din această seară, domnul George Romanescu, inspectorul șef al ITM Gorj. Bună seara, mulțumesc foarte mult pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Spuneți-ne așadar cum stăm la acest capitol. Ați mai depistat persoane care lucrau fără forme legale? Da, pot să spun că în continuare se depistează persoane care lucrează fără forme legale de angajare. Dacă ne referim la ultima săptămână, au avut 15 controle și 4 persoane fără forme legale de angajare, angajatorii fiind sancționați cu valoare de 40.000 de lei. Ne referim totuși la amenzi de 400 milioane în bani vechi. Dar totuși, în ultima perioadă, dacă ne gândim din ianuarie până în prezent, la aproape 700 controle, am depistat aproape 56 de persoane la muncă fără formă legală de angajare, totuși la jumătate față de aceeași perioadă a anului 2014, când atunci aveam în jur de 91. Eu trag încă un semnal de alarmă angajatorilor care în continuare riscă și țin aceste persoane fără forme legale de angajare. Aici ne referim la angajatori, persoane fizice, dar și persoane juridice, că de fiecare dată când sunt surprinși la muncă, vor fi sancționați. De asemenea, vreau să atrag atenția, chiar dacă nu au fost aplicate foarte multe amenzi, eu pot să spun că riscă și angajații amenzi pentru că muncesc că desfășoară activitate fără formă legală de angajare și riscă o amendă de 500 și 1000 de lei. Amenzile sunt destul de mari și în continuare nu înțeleg de ce unii angajatori în momentul în care primesc amenzi, mediatizăm foarte bine atât în presă aceste fenomene negative care le întâmpinăm în teren, în continuare totuși găsim aceste persoane care lucrează fără formă legală de angajare. Însă privim și partea plină a paharului, spuneți că numărul a scăzut față de aceeași perioadă anului trecut. Numărul este la jumătate, eu zic atât acțiunile pe care le-am făcut, mediatizarea foarte bună a lor, atât din controlele care le avem și în coordonare foarte bună atât cu poliția, cu jandarmeria, pentru că vreau să le mulțumesc celor două instituții care avem o colaborare foarte bună. Atât sesizările, pot să zic, foarte multe sesizări de la oameni care au foarte mare încredere în instituția pe care o conduc și ne-a dus la cunoștință aceste lucruri, v-am zis, controlele sunt într-un teren foarte scurt. Dar chiar dacă au scăzut și sunt la jumătate, totuși sunt. Și încă o dată le transmit un singur mesaj angajatorilor. De câte ori vor fi prinși că desfășoară activitate cu persoane fără formele de angajare, de atât vor fi sancționați. Și riscă amenzi foarte mici, între 10.000 și 20.000 de lei pentru fiecare persoană surprinsă la muncă fără forme legale de angajare. Sunt niște sume care n-ar trebui să mai încurajeze sub nicio formă munca. De asta nu înțeleg. Atâta timp cât legiuitorul a dat voie să încheiem contractul cu timp parțial, plecând de la o oră, două, trei, patru, deci nu mai spune înainte de specific, a două ore, patru, șase ore, opt ore, nu înțeleg de ce unii și în momentul de față unii angajatori în continuare riscă să țină aceste persoane fără formă legală de angajare. Chiar astăzi am avut un control, am avut o echipă de control trimisă pe o zonă și a fost descoperită o persoană care nu avea formă legală de angajare. Angajatorii, v-am spus, sunt chemați asiduite mai gor și acolo se aplică sancțiuni foarte mari, sancțiuni drastice. Problema este alta pentru că avem și în județul Gorj persoane care recidivează, persoane care sunt angajatori care se surprinși de mai multe ori cu aceeași, să zicem, cu aceeași obicei, să țină totuși în continuare oameni fără formă legală de angajare. Ele comunică încă o dată, ar fi bine să angajeze acești oameni plecând în primul rând de la siguranța atât al angajatorului cât și siguranța angajatului și le recomand ca în perioada următoare să încheie, dacă mai sunt astfel de cazuri, să încheie contracte, pentru că informațiile vin din toate părțile și de fiecare dată când avem informații o verificăm în cel mai scurt timp. În ce domenii ați identificat aceste persoane muncind fără forme legale? În ultima perioadă am găsit în construcții foarte multe persoane la negru, dar nu exclus nici celelalte domenii, comerț, panificație și mai departe. Dar având în vedere că este perioada de vară în construcții, am găsit foarte multe persoane la negru și, mai repet, încă o dată, fiind sancționați angajatorii cu amenzi destul de mari. Vi s-a întâmplat să vină chiar angajatul? Adică asta e impropriu spus angajatul mult, pentru că nu are forme legale, practic nu prea e angajat. Asta am spus, până în momentul de față avem aproape 300 de petiții care s-au depus la sediul ITM Gorj. Îmi dau seama că în momentul când mergem control, nu avem voie să dezvăluim, nu avem voie, legea ne interzice să dezvăluim persoana care nu-ți da cunoștință aceste abateri, aceste neconformități ale angajatorului, dar de asta trebuie să trag un semnal de alarmă.
foarte multe controle, sunt făcute cu oamenilor petiții și sunt cu lucruri evidente, lucruri clare, în care inspectorii de muncă soțiți de ori de echipe de jandarmi, echipe de poliție, merg la fața locului și, din păcate, eu pot să spun din fericire pentru cei care reclamă și, din păcate, pentru angajatorii, lucrurile se concretizează. Dar, spuneți-mi, este sancționat angajatul care muncește fără forme legale și sesizează ITM? Adică vine spus, în gura evitat, locului? Nu, am evitat în ultima perioadă. Poate fi sancționat și angajatul, dar am evitat în ultima perioadă și nu am dat amenzi angajaților, pentru că, până la urmă, trebuie să înțelegem că angajatorul are obligația să încheie acel contract individual de muncă. Angajatorul nu ar trebui să primească la lucru o persoană care nu are contract individual de muncă și, mai mult decât atât, angajatul, cred că dacă lucrează, lucrează pentru că la un moment dat este forțat să lucreze și să accepte aceste condiții. De asta și amenzile sunt destul de mari, de asta legiuitorul a stabilit niște amenzi foarte mari pentru acești angajatori și, din punctul de vedere, v-am spus, sunt foarte, ce zicem, sunt foarte mânit că în continuare găsim angajatori care mai lucrează cu persoane fără formă de angajare și angajatori care lucrează totuși cu persoane foarte multe. Dacă ținem cont, și vreau să zic, la ultimul eveniment, ultimul accident care a fost, acum s-a întâmplat cu câteva zile, găsim acolo anumite persoane care nu aveau formă legală de angajare. Deci chiar nu văd că angajatorii chiar nu-i sperie aceste amenzi și pe lângă aceste amenzi vor niște dosare penale care totuși au de furcă cu ele. Spuneți-ne și ce alte nereguli ați mai identificat în ultima Foarte multe probleme, vă spun, la persoanele care vin și fac petiții la inspectorul de muncă, sunt cu neplata salariilor. De ce vreau să zic acest lucru? Neplata salariilor la timp sau neplata salariilor deloc. Pentru că angajații trebuie să țină cont că în momentul în care încheie un contract de muncă angajatului, acolo sunt trecute niște obligații din partea angajatorului, cât și niște sarcini din partea angajatorului, drepturi pe care le au angajații respectivi. Acum, un om care desfășoară activitate și care vine la servici trebuie să fie și plătit. Sunt foarte mulți angajatori, pot să spun, părăzul județului Gorj, care nu plătesc acest salariu la timp, sunt unii care le-au plătit chiar cu luni de zile în urmă. Inspectoratul de muncă, în momentul în care este sesizat, va merge, va efectua control, va lua cele mai aspre măsuri, deci, în primul rând, vom da un termen foarte scurt pentru a se putea achita aceste drepturi salariale, iar în situația în care angajatorul este rea credință, va fi sancționat pe măsură cu amendă foarte mare. Își mai pot recupera angajații? Eu zic că, în mare parte și în foarte multe petițiile care s-au depus, banii au fost recuperați pentru că angajatorul ține să vadă la cunoștință că riscă amenzi foarte mari, până la 10.000 de lei, 100 milioane în bani vechi. Măsura poate fi repetată la termene foarte scurte și cred că orice angajator de bună credință care primește o amendă destul de mare plătește, în primul rând, drepturile. De fapt, interesul nu este să sancționăm acești angajatori. Interesul nostru este să, în primul rând, să rezolvăm aceste petiții pe care le depun oamenii la inspectoratul de muncă. Și chiar, în primul rând, când mergem la, vrem să atragem atenția angajatorului, că trebuie să rezolve problemele. Bineînțeles, ne divulgăm numele celui care a făcut, mergem pe controle, discutăm anumite probleme mari, dar noi trebuie să țintim anumite lucruri pe care sunt sesizate în petiția respectivă. Sunt tot mai multe accidente de muncă înregistrate la nivelul județului. Da, eu pot să spun, sunt mai multe, din păcate avem mai multe decât anul trecut, dar pot să zic că foarte multe sunt din vina atât angajatorului cât și din vina salariaților. În primul rând, salariații acceptă anumite condiții, dar acceptă că angajatorii, în primul rând, nu își îndeplinesc din punct de vedere securității situației muncii, nu și-au toate condițiile pentru a nu se întâmpla astfel accidente. De asta și amenzile foarte mari, s-au aplicat amenzi foarte mari la acești angajatori, s-a făcut propunere, noi putem face doar o propunere către organele de închetă penală, din momentul de față nu este răspunderea inspectoratului de muncă, dar vreau să vă aduc la cunoștință că în ultimele, eu vorbesc de ani de zile, nu cred că au existat cazuri în care, sau foarte puține cazuri în care devine să fie mort, să zic, sau angajatul care a avut nefericit eveniment. Dar pe această cale, încă o dată, atrag atenția angajatorilor să nu se joace cu aceste lucruri, pentru că sunt riscuri destul de mari și, pe lângă amenzile care le au probleme mult mai grave. Vorbim despre un accident mortal chiar petrecut chiar la sfârșitul săptămânii trecute. Asta spuneam, acolo suntem în... Da, vineri am avut un eveniment, am fost sunată și am trimis acolo o echipă din doi inspectori de muncă care au stat mai multe ore. La un moment dat, angajatorul și împreună cu acei oameni au încercat să ascundă anumite lucruri, dar având în vedere că este un eveniment în derulare, nu putem să ne pronunțăm, pentru că urmează o comisie care este stabilită de către mine să cerceteze evenimentul respectiv și la final le vom pronunța. Aici urmează, am spus, sunt niște cercetări specifice care le facem și nu le putem în față să ne pronunțăm asupra ce s-a constatat acolo. Și în această dimineață a fost un eveniment și la această dimineață, un eveniment minor, a fost la exploatare, eu am spus, nu este un eveniment, este cercetat de către unitate și trimis după aceea vizat la inspectorul de muncă Gorj. Și un ultim subiect pe care aș vrea să-l abordăm, au trecut 4 ani, dacă nu mă înșel, de când nu se mai poartă acele cărți de muncă în format tipărit. Ce este de făcut? Vin angajatorii? Da, mai sunt carnetele de muncă la inspectorul de muncă.
că eu pe această cale rog angajatorii să vină, să ridice aceste carnete de muncă și în cel mai scurt timp să le predea angajaților sau foștilor angajați. Dacă avem situații în care angajatorii nu vin și, repet încă o dată, angajații pot să vină să le ridice și angajații de la sediul Inspectoratului de Muncă, dacă angajatorii nu s-au prezentat. Noi am luat toate măsurile, am trimis la toți angajatorii adrese, bineînțeles și am rugat să prezinte la inspector, am invitat să prezinte la sediul Inspectoratului de Muncă pentru a ridica aceste carnete de muncă. Dar în continuare mai avem angajatori care nu s-au prezentat și v-am spus, orice persoană care are carnetul de muncă la Inspectoratul de Muncă, îl așteptăm să vină să ridice respectivul carnet. Aveți și un număr cu aproximație a documentelor? Da, eu pot să spun că sunt peste 1000 de carnete de muncă în continuare care sunt la Inspectoratul de Muncă și în momentul de față așteptăm încă o dată acești angajatori să vină să le ridice. Vă mulțumesc foarte mult pentru aceste informații și pentru prezența dumneavoastră. A fost alături de noi domnul George Romanescu, inspectorul șef al ITMGO și mergem mai departe. A fost primul weekend după aproape un an în care s-a putut circula oficial pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România. Drumul Regelui, așa cum se mai spune, a fost deschis în regim de șantier, iar șoferii s-au îngrămădit să vadă cele mai frumoase peisaje din România. Mai multe imagini după o scurtă pauză de publicitate. Am întors la știri, a fost primul weekend după aproape un an în care s-a putut circula oficial pe Transalpina, cea mai înaltă șosea din România. Drumul Regelui, așa cum îi se mai spune, datorită peisajelor care îți taie respirația, a fost deschis în regim de șantier. Șoferii s-au îngrămădit pe Transalpina, iar cabanierii își freacă palmele de bucurie. Închiderea circulației pe acest drum a adus multe pierderi financiare proprietarilor de pensiuni din Rânca. La aproape 2000 de metri altitudine, aerul este mult mai proaspăt, iar peisajul îți taie respirația. Sunt și motivele pentru care turiștii vin în această zonă. De unde vii? De București. Și ți-a plăcut? Da. Este prima oară când vin și este foarte spectaculos. Am văzut că ai rămas impresionat și de peisaje. Da. Este foarte frumos și scăpăm de mine că e prima dată când vin, dar rămân în puțin șocat. Adică, deci, cu ceea ce văd, cu dânărcim... Prima dată aici? Da, prima oară. Cum vi s-a părut? Foarte frumos. E spectaculos drumul? Da, da. Aș vrea cel puțin să pun un semn, să știu și eu când ating 2100 de metri sau cât o, care e cel mai înalt punct, cota cea mai mare. Ați fost fermecat și de peisaje? Da, foarte frumoase. Peisajele, că altceva nu prea e ce să vezi. Veți mai veni? Da, da. De unde sunteți? Din Brașov. Ați venit de la munte la alt munte? De la munte la un munte mai înalt. E formidabil, în schimb, destul de greu. Adică am avut periculos. Destul de emoții, da. Însă curbele astea la urcare s-au oprit unul în fața mea. Vreau să nu mai pune să rămân acolo. Destul de greu. Lumea circulă, nu știe, nu știu. Și vin și intră pe el și blochează. În rest, se circulă foarte, foarte greu. Vestea că CNADNR a deschis oficial circulația pe acest drum, chiar în regim de șantier, a făcut ca șoseaua să fie foarte circulată. Spectaculos, periculos? Pentru prima dată pare spectaculos așa, dar este în regulă. De unde veniți? Regulă. Reșița. De la Reșița. Și da. Veți mai veni? Cu siguranță, cu siguranță. Cu siguranță vom mai reveni aici. Peisajele v-au plăcut? Da, da. Da, e ceva deosebit față de ce avem noi la Reșița. Cum vi se pare? Ceva foarte frumos. Spectaculos. Foarte, foarte frumos. Spectaculos din calea afară. Drumul cum a fost? Foarte bun. De unde veniți? Venim de la Voineasa și mergem către Băilești. Peisajele? Foarte frumoase. Este ceva de vis. V-a plăcut? Ați rămas impresionată? Foarte mult, foarte impresionată. Chiar am observat acolo în zona Rânca, parcă ești în Austria, peisajele din Austria. Păcat că România are potențial turistic și nu-l exploatează la nivelul maxim. De unde veniți? Din Cluj. Evident, cei mai câștigați sunt proprietarii de pensiuni și restaurante din zonă. Da, sigur, după cum observați, avem condiții destul de bune și în Rânca pentru marea parte a turiștilor care tranzitează pe Transalpina, nu numai pentru străini, cât și pentru cei din țara noastră. Mai ales că ei sunt cei mai mulți care vin și fluctuează foarte mult zona noastră. Conducerea CNADNR a impus totuși restricții de tonaj și de viteze, precum și un anumit interval orar în care se poate tranzita Transalpina. Astfel, aceasta poate fi tranzitată de conducătorii auto în intervalul orar 7-19, de asemenea, viteza maximă admisă este de numai 30 de km la oră, iar greutatea maximă admisă este de 3,5 tone. Se mai lucrează? Sigur că da, sigur că da. Noi am schimbat semnalizarea seara, repet, 3,5 tone, 30 de km la oră și deschis între orele 7 și 19. Toamna la munte vine mai repede,
și probleme de vizibilitate. Și atunci s-a stabilit această oră. Noi continuăm să lucrăm și astăzi, drumarii sunt la Rânca. Conform datelor de la Compania Națională de Drumuri, care a monitorizat traficul imediat după anunțul că e deschisă circulația, într-o oră au trecut peste 300 de mașini pe Transalpina. Doi turiști din Hunedoara au fost salvați de jandarmii Gorjeni după ce s-au rătăcit în munți. Aceștia voiau să ajungă acasă cât mai repede și s-au gândit că cel mai scurt drum este acela prin munți. Așa se face că bărbații s-au rătăcit într-o zonă montană din comuna Runcu și au cerut ajutorul jandarmilor. O mână de ajutor le-a oferit și salvamontiștii, dar și polițiștii Gorjeni. Inspectoratul de jandarmi Gorj a primit un apel de urgență prin care au fost anunțați de faptul că doi bărbați s-au rătăcit într-o zonă montană din județ. Aceștia doreau să ajungă în județul Hunedoara spre locul de domiciliu trecând munții, însă s-au rătăcit și au cerut ajutorul jandarmilor. În urma primirii acestui apel au fost constituit un echipaj, a fost întrunit un echipaj de jandarmi din cadrul postului montan Runcu împreună cu un echipaj de poliție și efective din cadrul Salvamont Gorj. Au parcurs terenul, au desfășurat acțiuni de căutare, fiind identificate persoanele rătăcite în zona muntelui Arcanu din comuna Runcu. Persoanele rătăcite au fost găsite în zona muntelui Arcanu din comuna Runcu. Ei au fost aici la o stână, au coborât pe unul din pe fețele astea și au ajuns în locul ăsta. Nu s-au și rătăcit. Da, păi s-au rătăcit pe fața asta pentru că ăsta e drumul unde am trimis ca să-i găsească. Aici, exact în drumul ăsta, drum județean, drum pe care aveau mare șansă să întâlnească mașini și să fie duși până la localitatea de domiciliu. Mai multe forțe de ordine, atât de la jandarmi, cât și de la poliție și salvamont, s-au reunit pentru a-i căuta pe turiștii rătăciți. Practic, echipajul de poliție și de jandarmerie l-am trimis în zona inferioară a masivului, în zona de șosea, pe drumul județean 672, ce care leagă Runcu de Valea de Pești. Acolo puteau să ajungă cel mai ușor cei doi rătăciți. Noi am acționat din partea superioară a masivului, am căutat prin pădure și, spre norocul tuturor, după circa o oră, oamenii au reușit să ajungă la drum, de unde au fost recuperați de jandarmi și de polițiști. Persoanele rătăcite au fost preluate și transportate la postul de jandarm montan Runcu pentru a li se oferi ajutor. Acestea au fost ajutate să se deplaseze către domiciliile lor. Cine nu vrea să lucreze cu mine, e liber să plece. Acesta este mesajul pe care l-a transmis primarul interimar de la Rovinari. Laurențiu Chivu a avut o ședință cu angajații primăriei și a anunțat că așteaptă demisia cui nu este pregătit să lucreze cu el. Iar în cazul în care nu se vor înțelege pe linia administrativă, administratorul public al orașului Rovinari, Constantin Podaru, se gândește să demisioneze când se va întoarce din concediu. Laurențiu Chivu spune că a avut o discuție cu administratorul public al orașului. Am avut o discuție, dacă se poate spune, cu domnul administrator public și am spus că vreau să-mi asum responsabilitatea de ordonator principal de credite. Vreau să fiu cel care decide, cel care răspunde în fața cetățeanului, cel care îi cere votul. Dumnealui mi-a spus că oricum, având în vedere că a lucrat cu domnul primar Filip, îmi cere să îi aprob cererea de concediu, după care dumnealui, în momentul în care va reveni din concediu, îi va depune demisia. Nu eu i-am cerut, ci dumnealui și-a exprimat opinia. Eu am spus într-o ședință în care am chemat toți angajații primăriei că cine nu vrea să lucreze cu mine este liber să depună demisia sau să-mi aducă pe birou transferul. Totuși, Chivu a renunțat la consilierul personal. În ceea ce privește consilierul domnului primar, am spus că nu am nevoie de consilier, întrucât după 2 mandate de viceprimar sunt pregătit să-mi iau deciziile și să mi-l asum. Administratorul public al orașului Rovinar spune că timp de 7 ani a făcut doar politica lui Dorin Filip. Constantin Podaru a solicitat concediu de odihnă în perioada următoare. În cazul în care îi se va solicita, Podaru spune că ia în calcul să renunțe la această funcție. Acest lucru se va întâmpla dacă nu va reuși să colaboreze cu Laurențiu Chivu, cel mai probabil în luna octombrie. Laurențiu Chivu nu mi-a cerut demisia, a fost o discuție între mine și el. Eu i-am spus că 7 ani am făcut o singură politică la Rovinari, politica primarului Dorin Filip. N-am făcut niciodată o politică de partid. Am obosit, nu pot lucra decât cu... Adică am avut un contract de management încheiat cu primarul Dorin Filip, cu care poate continua, era pe durată nedeterminată, dar
consider că așa e corect, nou primar care vine să-și aleagă echipa și pentru asta eu am spus că sunt dispus oricând să demisionez, tocmai pentru că, dar atenție, vorbim de primarii aleși, pentru că, așa cum e legislația acum, viceprimarul care preia prerogativele primarului poate fi schimbat săptămânal. Așa am considerat eu că e bine să nu mai implic politic, să nu particip la nicio decizie politică ce se va lua, cred că așa voi face. Adică, în mod sigur, după ce voi veni din concediu undeva la începutul lunii octombrie, voi depune demisia. Pe principiul morții cu morții, vii cu vii, liberalii pun la cale schimbarea lui Laurențiu Chivu. PNL are majoritate în Consiliul Local și își dorește un liberal în fruntea primăriei. Vom face toate demersurile pentru ca un liberal autentic, unul dintre oamenii noștri de bază de acolo, să preia funcția de viceprimar și, bineînțeles, odată cu asta, să preia și atribuțiile de primar lăsate după tragica dispariție a lui Doru Filip. Nu vreau să discut despre nume. Cu certitudine vom alege un om care să cunoască perfect mecanismele orașului Rovinari, un om care a mai fost la cârma orașului. Cu certitudine vom căuta să creăm și să consolidăm o echipă liberală acolo care să ducă mai departe munca lui Doru Filip și care, bineînțeles, în 2016 să dea celor din Rovinari un primar pe măsura așteptărilor lor. La Rovinari, PNL are 11 consilieri din cei 17. Filip făcea parte din PNL, iar Chivu a fost ales pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu, formațiune politică ce nu mai există după ce a fuzionat cu UNEP la începutul acestei luni. Orașul Târgu Cărbunești a fost zilele trecute gazdă pentru un grup de norvegieni. Străinii nu au venit cu mâna goală, ci cu ajutoare pentru 10 familii negășite. Primarul orașului, Mihai Măzilu, a încheiat cu acest grup și un parteneriat cu aceștia pentru ca pe viitor localitatea să se mai poată bucura de vizita norvegienilor. Peste 20 de persoane sosite din Norvegia au poposit pentru câteva zile în orașul Târgu Cărbunești. Străinii au venit în vizită la invitația romilor care lucrează peste hotare. Mai mult, aceștia au adus cu ei și o serie de ajutoare pentru 10 familii nevoiașe. Toate acestea au avut loc în cursul săptămânii trecute, după ce mai multe persoane de etnie romă au plecat la muncă în Norvegia. În cursul acestei săptămâni am fost gazda unor norvegieni, mai bine zis a 20 de persoane, dintre care 12 adulte, 8 copii care au venit din Norvegia la invitația romilor care lucrează acolo să vadă probabil, cu siguranță, condițiile de trai, de viață ale cetățenilor din Cărbunești, de din Romă, care lucrează acolo. Norvegienii au adus îmbrăcăminte și alimente pentru familiile necăjite. Important e că au adus ajutoare. În ce au constat ajutoare? Îmbrăcăminte și produse alimentare. La o discuție care am avut-o cu dumnealor și chiar mi s-a părut foarte elegantă ideea, Dumnezeu este numai unul singur pe toată lumea asta, fiecare cum îl interpretează, dar în orice caz eu am o vorbă, religia, indiferent care a fi ea, bine, mai puțin asta e extremist, apropo de ce se întâmplă în Orientul Mijlociu, religia și soția nu te învață la lucrurile. Grupul de norvegieni a vizitat atât leagănul de copii din Târgu Cărbunești, cât și căminul pentru persoane cu dizabilități din localitate. Elevii gorjeni vor fi primiți în condiții mult mai bune în noul an școlar. 20 de unități școlare sunt în plin proces de reabilitare și igienizare. Sălile de clasă ale unităților de învățământ vor fi de asemenea renovate. Lucrările de reabilitare și igienizare la școlile din municipiul Târgu Jiu sunt pe ultima sută de metri. Banii alocați pentru igienizarea școlilor se ridică la valoarea de 1 milion de lei. În această perioadă se derulează ultima etapă a programului de reparații și igienizări la unitățile de învățământ. Program propus a se realiza pe perioada vacanței de vară, astfel încât în primele zile ale lui septembrie toate lucrările să fie definitivate integral. Au fost incluse în acest program aproximativ 20 de unități de învățământ pe baza constatărilor și a protocoalelor, a discuțiilor purtate cu reprezentanții unităților de învățământ și reprezentanții Inspectoratului Școlar General, astfel încât funcție de necesitățile pentru fiecare existente la nivelul fiecărei unități de învățământ să se deruleze, să se execute acele lucruri strict necesare pentru începerea corespunzătoare a noului an școlar. Acum se lucrează de zor la Liceul Tehnic Henri Coandă. Se va lucra la centrala termică. Aceasta impune un amplu proces de modernizare, întrucât este una dintre cele mai vechi centrale din
din oraș. Așteptăm de asemenea, s-a făcut proiectul pentru realizarea învelitorii la sala de sport și în perspectivă așteptăm și rezolvarea acestei probleme. Sunt lucrări, sunt destul de ample. În vizorul muncitorilor sunt și reviziile la instalațiile sanitare și de încălzire. De asemenea, tot în această perioadă se realizează revizia la nivelul tuturor unităților de învățământ, a instalațiilor sanitare, instalațiilor de gaze, de încălzire electrice, astfel încât acestea să fie în stare de bună funcționare. Majoritatea lucrărilor la școlile din Gorj sunt finalizate, doar 7 unități de învățământ mai sunt în plin proces de modernizare. Aproape 250 de elevi din județul Gorj vor primi bani de la stat pentru cumpărarea unui calculator nou. Este vorba despre școlari, ai căror părinți au un venit lunar ce nu depășește 150 de lei pe membru de familie. Bonurile au fost deja distribuite, iar achizițiile se vor face până la sfârșitul lunii august. Elevii care au până în 26 de ani și au venituri lunare sub 150 de lei pe membrul de familie pot beneficia de ajutor financiar pentru achiziționarea unui computer. Așa că elevii gorjeni care își doresc un calculator au posibilitatea de a depune cereri în cadrul programului național Euro 200. În Gorj, 240 de elevi beneficiază de acest program. În ceea ce privește programul 200 de euro la nivelul județului Gorj, au fost validați 240 de beneficiari. Menționăm că în această perioadă ei pot să-și achiziționeze calculatoarele până la data de 31 august, iar operatorii economici cu care vor lucra vor depune la sediul Inspectoratului Școlar Județean Gorj toate documentele până la data de 20 octombrie. Ajutorul se acordă sub formă unui bon valoric, care reprezintă echivalentul în lei a sumei de 200 de euro. Elevii pot beneficia de un calculator gratuit numai dacă fac dovada veniturilor modeste ale familiilor din care provin. Aceștia mai sunt obligați să obțină și medii mai mari și să nu acumuleze absențe nemotivate la școală. Comuna Turburea se numără printre localitățile cu cele mai multe fântâni. În prezent, localitatea numără peste 900 de surse de apă care ajută comunitatea pe timpul secetei să nu sufere de lipsa apei. Edilul Ion Bârcă a cerut localnicilor să nu le lase în paragină pentru a putea face față în perioada de secetă. Județul Gorj a trecut printr-o perioadă de secetă și multe surse de apă au secat. Mai mult decât atât, mulți dintre primari au stabilit un program în care apa să curgă la robinete, astfel încât nimeni să nu aibă de suferit. În comuna Turburea, primarul localității Ion Bârcă a cerut cetățenilor să-și curețe fiecare fântânile din curte și să folosească mai puțină apă de la rețeaua de alimentare a comunei. Da, avem rețea de alimentare cu apă în toate satele. Am avut, dar recunosc, am avut unele probleme cu apa, pentru că, vedeți, nu știu, acum și cetățeanul ar trebui să înțeleagă, comuna Turburea are 900 de fântâni. Vorbim de cele 900 de fântâni. N-ar trebui să le lăsăm în paragină aceste 900 de fântâni. Fiecare poate să introducă un hidrofor, să scoată apa sau pompe sumersibile și se reușește ca să facem, să trecem acest pas. Dar dacă toți încercăm din rețeaua de alimentare cu apă să udăm grădinți... Localnicii consumă frecvent apă de la fântâni în detrimentul celei din rețea. Asta pentru că, spun ei, așa s-au obișnuit și sunt convinși că este mai bună apa din fântânile pe care le îngrijesc de o viață de om. Pentru consumul casnic, din fântână. Pentru grădina, din rețeaua de la comun. Nu este potabilă? Ba da, este potabilă, nu, dar... Vă vine mai ușor? E mai ușor, bine, că acum sunt rețele diferite, comuna fiind mare, sunt trei stații de pompare. Am două fântâni, am fântână cu am acasă, fântână în Valea, am fântână, am... Curte, apă băgată, tot. Mulți dintre localnici își udă grădinile folosind apa de la rețeaua de alimentare, fără a ține cont că există riscul să rămână fără apă în localitate. Mâncarea picantă te poate ajuta să trăiești mai mult, este concluzia la care au ajuns cercetătorii în urma unui studiu. Însă, atenție, nu orice aliment iute are aceste proprietăți.
Studiile arată că cei care consumă mâncare picantă o dată sau de două ori pe săptămână au șanse cu 10% mai mici de a se îmbolnăvi de boli cardiace, cancer sau diabet. Medicii nutriționiști spun că alimentele picante ne fac bine doar dacă le consumăm în mod moderat. Consumul de alimente picante ar omorâ celulele canceroase, la fel prin efectul antioxidant pe care îl au asupra organismului, ar scade riscul de apariție al cancerului în organism. Un alt beneficiu al alimentelor picante este accelerarea metabolismului, acesta ajutând chiar și la slăbirea în greutate. Studiile recente arată că ardeii iuți conțin o substanță care accelerează metabolismul, accelerează ritmul cardiac și ajută organismul să ardă mai repede caloriile. Totuși, trebuie avute în considerare cantitatea de legume consumate, cantitatea de alcool și activitatea fizică. Ardeii iuți conțin o substanță, capsaicină, care are un efect benefic prin accelerarea metabolismului organismului, are un efect bun asupra aparatului cardiovascular, reducând cheagurile de sânge, crește fluxul sanguin, ne crește temperatura, crește ritmul cardiac, de aceea când mâncăm un ardei iute ne înroșim și simțim un val de căldură. Deci prin efectul benefic pe care îl are asupra organismului. Conform cercetătorilor, este nevoie de experimente clinice care să ateste legătura dintre consumul de mâncare picantă și sănătate. Pandurii se tem de ardelenii de la CFR. După două evoluții contradictorii, jucătorii lui Edi Iordănescu întâlnesc în această seară de la ora 21 formația CFR Cluj pe stadionul municipal din Drobeta, Turnul Severin. Miza acestui joc este importantă. Ambele formații își doresc victoria pentru a ajunge în play-off-ul ligii întâi. Meciul va fi arbitrat de cel mai bine cotat arbitru al momentului, Ovidiu Hațegan. Condițiile meteo nu sunt prielnice, iar oficialii pandurilor se tem de starea în care va fi gazonul în această seară. Pandurii se pregătesc de un nou duel în această seară cu CFR Cluj. Cele două formații nu sunt deocamdată pe loc de play-off, motiv pentru care punctele puse astăzi în joc sunt foarte importante. Meciul începe la ora 21. Președintele pandurilor, Narcis Răducan, a recunoscut că se teme de clujeni. Adversar foarte bun, o echipă care a făcut foarte multe puncte spre surprinderea multora, deși au pierdut jucători și trebuie să tratăm foarte serios. În condițiile în care am câștigat, cred că lucrurile intră pe făgaș normal și este conform cu ceea ce ne-am propus. Dar nu va fi simplu și să fiu sincer, mi-e teamă de această partidă, pentru că se oarecare presiune după ce e bătaie cu 3-0. Din lotul gorjenilor lipsește Vasilievici, accidentat, și mijlocașul Paul Anton, pentru care se poartă discuții pentru un transfer în Rusia. Pandurii nu va avea mulți fani alături de echipă, fiindcă gruparea pregătită de Edi Iordănescu joacă meciurile de acasă la Turnul Severin. Formația alternează jocurile bune cu cele proaste, dovadă acel 3-0 cu CSM Iași, ultima etapă 0-3 la Concordia Chiajna. În ultimul meci direct, gorjenii s-au impus la Cluj cu 4-0. Meciul este arbitrat de Ovidiu Hațegan, cel mai binecotat arbitru al momentului. Dezvidania Paul Anton, deși Steaua l-a vrut de la Gorjeni pe Paul Anton, mijlocașul care a și refuzat prima ofertă a lui Becali, este foarte aproape de a prinde un contract cu o echipă din prima ligă din Rusia. La fel ca și în Liga 1, la ruși mai sunt 15 zile în care se mai pot face transferuri, chiar dacă a început deja campionatul. Președintele pandurilor a declarat că transferul a fost stabilit. În câteva zile, Anton va pleca de la Târgu Jiu. Perioada de transferuri în România se apropie de sfârșit și în a doua jumătate a lunii august vom asista la noi mutări de fotbaliști. Paul Anton este ca și transferat în Rusia, iar în această seară nu va participa la meciul cu CFR Cluj. Suntem în discuție avansată cu un club din Rusia și în condițiile în care verbal ne-am înțeles cu echipa respectivă, atât noi cât și jucătorul am considerat că e mai bine pentru el să nu intre în calcul la această partidă, din mai multe motive legate cu riscul unei accidentări, poate și motivația nu este 100%, e omenește. E vorba doar să facem documentele. Dacă nu intervine ceva, el va fi transferat acolo. Paul Anton se va îndrepta fie către Krilia Sovetov, fie spre Anzi Makhachkala, singurele echipe care în acest an au promovat în prima ligă din Rusia, iar suma de transfer s-a ridicat undeva în jurul la 300.000 de euro. Cu o parte din acești bani, pandurii ar putea să-l convingă nu doar pe Gigi Becali, ci și pe Ionuț Neagu să vină la Târgu Jiu, acolo unde este dorit insistent de Edi Iordănescu. Gigi
Gigi Becali a plătit 620.000 de euro în septembrie 2013 pentru a-l aduce pe Neagu de la Oțelul Galați. Antrenorul din acea vreme de la Steaua, Laurențiu Reghecamp, n-a fost de acord cu acest transfer și a amenințat chiar că pleacă, însă asta nu l-a impresionat pe Becali. Neagu nu a prins primul 11 al Stelei nici în mandatul lui Reghe, nici în cel al lui Costel Gâlcă, iar acum Mirel Rădoi nu îl vede nici el bun pentru echipa de start a roșialbaștrilor. Mijlocașul a fost subiectul unui șir lung de discuții între Steaua și Pandurii, însă totul a fost sistat. Refuzul lui Anton de a accepta contractul de 8.000 de euro pe lună și ezitările Stelei de a-i oferi un salariu mai mare au făcut ca tranzacția să fie blocată. Știrile se opresc aici, rămâneți pe Gorj TV de la ora 21, urmăriți emisiunea În Interes Public. În această seară, Sorin Călugorița și Gabriela Mladin îi iau ca invitați pe copreședintele Partidului Național Liberal Gorj, Dan Vâlceanu, fostul membru al Partidului Social Democrat Gorj și avocatul Gheorghe Pecingină și jurnalistul Cosmin Pigui. Eu sunt Diana Pătruț, vă mulțumesc pentru atenție, o seară frumoasă tuturor!